Știi că procrastinarea este un obicei pe care îl are aproape toată lumea? Fiecare persoană a avut cel puțin o perioadă în viață când a ales să procrastineze în loc să se pună direct la treabă. Cu alte cuvinte, a ales să amâne lucrurile pe care le avea de făcut. A ales să-și pună munca pe stop și să facă cu totul altceva decât a trebuit să facă. De ce? Pentru că pe termen scurt e mai simplu și mai comod și chiar mai plăcut. Sunt sigur că și tu ai avut momente în care ai făcut asta, la fel și eu. Și este în regulă. Întrebarea este, ce poți face pentru a procrastina mai puțin? Când am discuții pe această temă, scuza principală pe care o aud este, sunt perfecționist. Tocmai din acest motiv nu am terminat proiectul la timp. Vreau să fie totul perfect. Da, oamenii dau vina pe personalitatea lor când de fapt ar trebui să spună nu sunt suficient de pregătit m-am lăsat distras de alte activități și n-am reușit să finalizez proiectul. Mi-e teamă că proiectul nu este suficient de bun. Nu este mai bine să fim sinceri și să nu mai dăm vina pe perfecționism? Dacă aștept să iasă cu totul perfect sau să fii pregătit pentru orice, risc să nu mai faci nimic. Risc să te pierzi prin alte activități banale și să nu mai finalizezi ceea ce e cu adevărat important pentru tine la un moment dat trebuie să preiei frâiele, să spui stop procrastinării și să pui productivitatea pe stat. Știu, nu pare deloc plăcut, dar crede că asta îți poate schimba viața. Astăzi o să spun un prim lucru pe care trebuie să-l faci ca să te poți pune pe treabă și să fii productiv. O dată pe săptămână, alege tu ziua, gândește-te la proiectul pe care îl ai și fă o planificare a acestuia. Eu de obicei fac asta în weekend. Pe mine mă ajută să închei săptămâna cu mai multă claritate și cu obiective foarte bine stabilite. Tu fă asta oricând e potrivit pentru tine sau cu o zi înainte să te apuci de un nou proiect. Ca să poți face planificarea, trebuie în primul rând să te gândești la tot parcursul proiectului până când este finalizat. Mintea ta are nevoie să aibă imaginea completă. Dacă te gândești doar la primii pași, mintea ta o să spună stop la un moment dat. Nu mai vreau, nu mai pot, mai bine fac altceva mai plăcut. Mintea ta are nevoie de claritate. Vrea să știe exact care este traseul până la finalizarea proiectului. Și pentru a-i oferi această claritate, trebuie să atingi trei puncte importante în planificarea despre care tocmai ți-am spus. Obiectivele mari. Gândește-te ce obiective mari trebuie să atingi pentru a finaliza proiectul. Care sunt punctele de reper? Cele mai importante pe care trebuie să le urmezi până când proiectul tău este complet. Deadline După ce ți-ai setat obiectivele, pune un deadline pentru fiecare în parte. Știu că deadline-urile par înfricoșătoare, dar sunt super utile. Într-o lecție viitoare îți voi spune mai mult despre ele. Tu du list zilnic Când ai obiectivele mari și deadline-urile bine stabilite, apucă-te să faci lista cu activitățile zilnice. Pentru început, ce trebuie să faci pentru a ajunge la primul obiectiv mare pe care îl ai? După ce faci asta, pentru mintea ta o să fie foarte clar cum să ducă la bun sfârșit proiectul. Am tot spus de claritate în lecția asta, dar acum vreau să-ți dau un exemplu ca să înțelegi exact care este rolul clarității într-o activitate. Imaginează-ți că ți-ai propus să faci un puzzle de 1000 de piese. La început, alegi piesele și încerci să înțelegi care și cum se potrivește. Faci kenarul de obicei ca să te orientezi. Poate începi cu o parte care îți place ție mai mult. Te uiți des la poza de pe cutie ca să te orientezi. Câteodată mai pui și piesele pe imagine ca să te asiguri că sunt potrivite. Sunt foarte multe momente în care îți vine să bagi toate piesele la loc în cutie și să uiți de puzzle. Mai bine te uiți la un serial sau faci ceva mai interesant decât să stai să alegi fiecare piesă în parte mai ales dacă nici nu reușești să-i dai de cap. Dar știi când începi să lucrezi cu mai mult spor la puzzle? Atunci când începe să prindă formă, când imaginele de pe el sunt mai clare și înțelegi exact unde se potrivesc piesele. Atunci apare și determinarea de a finaliza proiectul, de a finaliza puzzle-ul. Cam același lucru se întâmplă și când ai claritate cu un proiect. Cu cât acesta prinde formă mintea ta, cu atât vei renunța să procrastinezi. Te vei pune direct pe treabă pentru că vei ști încotro te îndrepti. Poate că nu este planificarea finală, poate că nu este cea mai reușită planificare, poate că nu este cel mai reușit parcurs, poate că lucrurile nu vor decurge exact cum crezi tu acum. Dar este important să ai cât mai repede o imagine clară a proiectului tău complet hai să facem o mică recapitulare și apoi ești pregătit să te pui pe treabă. Obiectivele mari, deadline-urile, to-do listul zilnic și acesta este doar începutul. Mai am câteva trucuri pentru tine, așa că ne revedem în lecția următoare.